Beneficiile consumului fructelor goji. Fructele goji mai sunt denumite popular cătina de garduri. Sunt bogate în antioxidanți, sunt bogate în fier, conțin mai mult fier decât spanacul și conțin mai multă vitamina A decât morcovii. Aceste fructe sunt folosite de foarte mult în medicina tradițională pentru îmbunătățirea vederii, prevenirea diabetului, prevenirea hipertensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar, pentru ameliorarea simptomelor de oboseală și prevenirea apariției cancerului. Goji se remarcă prin conținutul crescut de antioxidanți, în special carotenoide, care au capacitatea de a reduce riscul de degenerescență maculară, principala cauză a orbirii în rândul persoanelor de peste 55 de ani. Acești antioxidanți protejează organismul de stresul oxidativ, reduce oboseala, întărește capacitatea de protecție a organismului în fața agenților nocivi, scăzând astfel riscul de cancer. Fructele de goji pot fi consumate ca atare, gătite sau uscate, dar și sub formă de ceai, sucuri sau băuturi medicinale. Goji au un conținut bogat de vitamina A, care protejează pielea și ajută la menținerea acuității vizuale nocturne. Complexul de vitamina B din goji ar putea avea un efect favorabil asupra sănătății cardiovasculare, ferindu-vă de palpitații, aritmii cardiace sau hipertensiune arterială. Fructele goji sunt o sursă bogată de fibre care ajută în procesele de detoxifiere și nu au decât 100 de calorii pentru o porție, ceea ce le transformă în aliați de nădejde în curele de slăbire. Goji au beneficii și pentru frumusețe. Cantitatea crescută de antioxidanți din fructele de goji ajută la împiedicarea îmbătrânirii premature a pielii. Goji hrănește în profunzime tenul, fortifică procesele de apărare a pielii împotriva radicalilor liberi și curăță în profunzime porii. Sunt câteva vedete internaționale care sunt îndrăgostite de aceste fructe: Christina Aguilera, Giselle Bündchen și Salma Hayek se numără printre celebritățile care adoră să mănânce goji. Beta-carotenul din goji poate combate cu succes petele de pe piele, combate acnea și accelerează procesul de vindecare a dermatitelor. Goji au și câteva contraindicații. Este contraindicat consumul de goji atunci când urmați un tratament pentru subțierea sângelui, deoarece aceste fructe pot anula efectul medicamentelor. Sunt contraindicate în caz de alergii la polen și sunt contraindicate persoanelor cu afecțiuni renale să nu consume cantități mari de goji, deoarece aceste fructe conțin cantități destul de mari de oxalați, care împiedică absorbția calciului în oase și favorizează formarea pietrelor la rinichi. Sunt sărace din punct de vedere caloric, aceste fructe însă bogate din punct de vedere nutriționale. Fructele de goji sunt o sursă bogată de fibre și un puternic antioxidant, fiind un ajutor de preț în lupta cu virusurile și bacteriile. Fructele goji sunt foarte sănătoase pentru că sunt bogate în antioxidanți care ajută sistemul imunitar să lupte cu inflamația, eliminând radicalii liberi. Fructele de goji au un conținut ridicat și de vitamine și minerale, acestea având mai mult beta-caroten decât morcovii, dar și mai mult fier decât spanacul. Este un aliat de nădejde pentru ochi sănătoși și o piele frumoasă. Mențin nivelul de zahăr din sânge, fructele goji îți potolesc pofta de dulce, scăzându-ți apetitul față de dulce și scăzându-ți totodată nivelul de zahăr din sânge. Fructele goji au capacitatea de a crește toleranța la zahăr și atenua rezistența la insulină. Fructele goji sporesc fertilitatea, cresc calitatea spermei, cresc libidoul, reglează nivelul de testosteron.
Fructele goji îți dau o stare de bine. Studiile făcute recent au dovedit că există o legătură între consumul de goji și starea de bine. Goji au efecte energizante, combat oboseala, scad nivelul de stres și îmbunătățesc digestia. Multă sănătate!